Gata, ne-am întors în direct prin emoțiile așteptării declarației de avere a domnului Bode, completată să vedem dacă a reușit să-i dea bani înapoi omului eluia. Că e important, domnule, n-are domnul să-i dea. E o situație tensionată, chiar vorbeam cu Răzvan. Mă, Răzvane, ne adunăm, vorbim și cu telespectatorii, îi dăm de cap. Noi am plătit la CNA, am avut o amendă. Pentru domnul Bode mai facem un efort. Ce, Doamne, iartă-mă să facem pentru domnul Lucian, domnul Lucică? O vom vedea când s-o completa și declarația de avere a domnului Bode. Până una alta avem niște declarații spectaculoase ale celorlalți. Da, au apărut niște miniștri noi în guvern, au rămas unii vechi, nu înțelegem de ce unii s-au menținut, dar nu înțelegem nici de ce unii au apărut. Să pornim așa în ordinea înălțimii, cred. E cel mai bun criteriu, cu doamna Alina Gorghiu. Doamna Alina Gorghiu, potrivit cele mai recente declarații de avere depuse în 2022 pe 15 iunie, deci ne așteptăm la o nouă declarație de avere cât de curând, are o casă în București de 125 de metri pătrați, că nu-i trebuie mult spațiu. A fost achiziționată în 2008, iar soțul doamnei Gorghiu, Lucian Isar, bancherul, un apartament de 174 de metri pătrați, cumpărat în 2004. A vândut un apartament de 44.000 de euro, declară că are tablouri de 8.000 de euro, soțul are ceasuri și bijuterii de 83.000 de euro. Ce să facem, domnul Zanfir? Că ai nevoie să știi câte ceasuri. Aș vrea să știu dacă mai mult ceasuri sau mai mult bijuterii. Cu precizie, da. În conturi, Alina Gorghiu are 600.000 de lei, 32.000 de euro, economii în valută, valută forte, de 215.000 de dolari și mai are și 35.000 de lire. Soțul are și el niște economii de 270.000 de lei și 520.000 de euro. Mai... E mult, e puțin. Mai... Vreau să ți-o spun de la obrază. Mai citez... doar atât are el. Îl citez din... Păi mai... și restul banilor ce funde. Și restul... Îl citez din mai marele nostru, Marcel Ciolacu, în discursul de instaurare acolo în Parlamentul României, a spus în felul următor: domnule, banii se risipesc precum nisipul prin apă. Nu contează, domnule, banii, că văd că numai la bani vă stăca. Domnule, important ce are doamna Gorghiu, are niște cunoștințe veritabile în zona în care acționează. L-a împrumutat pe avocatul Tudor Octavian Pop cu 100.000 de lei. Dacă eu sper să și recupereze. Fost, da. Mai are plasamente de 428.000 de dolari și de 174.000 de euro. Iar soțul, domnul Lucian Isar, l-a împrumutat pe Aurelian Amurmăriței, Amurăriței, Amurăriței, așa, cu 150.000 de dolari. Cum se împrumută oamenii între ei? A mai împrumutat și societatea la care e acțional, Risk and Treasury Advisory, cu 450.000 de lei. Doamna Gorghiu a câștigat 20.000 de euro din investiții și domnul Isar a câștigat 10.000 de euro din chirii. Are o indemnizație anuală de senator de 157.000 de lei. Domnul Isar a câștigat într-un an 134.000 de lire și are și o alocație. Cum are o alocație? Ce alocație? Are o alocație. A luat și alocația. Are și, plus că și-a luat și alocația pe luna asta. Care e note bune? Au crescut alocația. Bă, domnul, s-a crescut. Pentru creșterea alocațiilor. Bun. Și domnul Isar are o alocație, că altfel nu-i putem spune, de 64.000 de lire. Bă, da, ce au crescut alocațiile? Domnule, s-au mărit. De la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ziceți, domnule, așa. Am vrut să te întreb, domnul Buzean. Domnule, dacă domnul Isar dintr-o singură alocație are 64.000 de lire. Eu din trei. Din trei câte să? Ce mai pierd timpul? Bun. Cam ăștia sunt banii, cam astea sunt averile, cam astea sunt bunurile familiei Gorghiu Isar. Da. Sau Isar Gorghiu, că nu vreau să le crezi eu. Pare probleme. O stare de reușită financiară. Pare, păi, pare nu se moare de foame. Fără grija zilei de răspăi mâine, cam așa pare. Cred că până săptămâna viitoare pot sta liniștiți. Dar vrea să fie și ministru. Da. Era cazul să facă cineva reformă în acest sistem. Era cazul. Bun, între timp, sigur, și doamna Gorghiu o stare de reușită. Hai să vedem următoarea stare de reușită, pentru că până la urmă cred că vă bucurați să vedeți că suntem conduși de niște oameni care și-au rezolvat financiar. Se trăiește bine. Și se trăiește România. Bine în România, că sunt niște români și doamna Gorghiu și domnul Isar, toți români sunt. Destul se plâng unii și alții că n-au dă niciunele. Haide, avem obligația imparțialității în atenția membrilor CNA. Da. Uite, poate putem să le prezentăm și declarațiile lor. Uite cum vine Rafila, mi s-a părut foarte ceremonios așa în timp ce spuneai că uite, sunt și oameni care au dus bine financiar și mergea circula Rafila. Uite, să zice... Domnul Rafila, să știi că nu... Nu, dânsul a și muncit. Am stat acolo până laboratoare, până alea. Ne respectăm specialiștii și așa mai departe. Ne respectăm specialiștii într-atât încât domnul Alexandru Rafila are 2,3 hectare de teren agricol în Crevedia, județul Dâmbovița.
mai are 800 de metri pătrați în Otopeni, 1000 de metri pătrați la Râșnov și 1420 de metri pătrați la Corbeanca. Deci pare un latifundiar, putem să spunem. Depinde cu cine îl compari. Am înțeles. Dar este și un... și un imobiliar, pentru că are un apartament de 127 de metri pătrați în București, da, și o casă de 330 de metri pătrați la Râșnov, și atunci unde e foarte frumos. Când ai o casă așa frumoasă, ce să cauți în Cuba să te plimbi și așa mai departe? Eu fac asta numai acolo. La Râșnov, altă parte are, are un autoturism Volkswagen. Ce să facem? Una caldă, una rece. Da, deține în conturi aproape 1,5 milioane de lei. 1,5 milioane de lei. Da. De lei noi! De lei că așa, lei. Că te uitai așa, părea că păi, 1,5 milioane am și eu. Dar atât, dar de lei vechi. Și atenție, nu obținuți din nuntă ca domnul George Simion. Vorbim adică, dacă vrei și despre opoziție. Nu, dar ceea ce vreau să remarc că dânsul nu avea nevoie de nuntă să aibă banii ăștia. Totuși. 1,5 milioane lei în conturi, 430.000 de euro tot în conturi, 16.000 de dolari, cred că pe ăștia are în buzunar. Am promutat unor persoane fizice. Băi, eu, deci, eu cred că noi avem anturaj greșit. Deci uite de puțin, între prietenii tăi, Tom Buzean, tu mi se numără persoane fizice care dispuse să-ți împrumute 435.000 de euro. De exemplu, dacă suni acum, ia la întâmplare sau împotrivă, selectează-ți un contact. Da. Salut, salut. Hai că nu te ții mult, că sunt în direct, am o emisiune. Vrei să facem experiment să sunăm un prieten? Ce te rog? Îmi trăiești 435.000 de euro și ți-i dau la salariu. Cât e cea mai mare sumă pe care ai reușit să o împrumuți tu vreodată în cariera ta? Adunat? În cariera ta adunat ajunge la 400.000. Păi bine, mă, dar avem și cariera greșită. Cred că ne putem aduna amândoi. Ca jurnalist? Și nu obținem această sumă împrumutată. Nicio formă, nu. Uite, mă, dă un mesaj, un prieten, zic că sună, mă. Unul care o duce mai bine un pic așa, băi, și el are niște probleme acum în perioada asta. Și mie numărul. Dar haide să-l sunăm în direct. Deci poate ne-am ales greșit, că pe zona asta de jurnaliști parcă nu-ți vine să, că te gândești, ăștia ziariști, de unde îmi dau ăștia mie bani? Deci domnul Rafila, domnul doctor Rafila, a împrumutat prietenilor lui, pentru că asta înseamnă o relație de tovărășie adevărată. Atenție, vreau să dau și o valență importantă. Nu generozitatea, domnul Zanfi, ci credibilitatea. Nu, oamenii nu, aceștia... El a dat. Păi nu, dar vreau să spun. Da, oamenii, prietenii lui sunt credibili? De exemplu, domnul Bode. Am dat exemplu, da, la plan. Dai seama câtă încredere are omul acela în Bode dacă i-a dat banii aia cu gândul că deși nu are de unde să returneze, o să-i returneze sigur. Eu am văzut niște speculații, domnul Buzean. Da, citi niște speculații pe care nu le pot susține, nu mi le pot asuma, pentru că nu am probe în acest sens. Dar mulți au opinat, în cazul domnului Bode, că angajarea absolut inexplicabilă a fiicei celui care l-a împrumutat pe postul de consilier personal la Transporturi, 27 de ani, mulți înainte, consilierul ministrului. Da? Deci nu consilier, s-a angajat, a dat un concurs, nu, da, consilierul personal al ministrului. Da. Adică ministrul are un număr limitat de posturi de consilier personal. Și decide ca unul dintre acele posturi, limitate ca număr, să fie ocupat de o domnișoară de 27 de ani, care a făcut niște studii pe la Babeș Bolyai, așa. După care o plasează în consilii de administrație. Da. Trece o perioadă și se împrumută la tatăl domnișoarei cu 100.000 de euro, garanția că îi dă banii la an. Așteptăm. Zilele următoare trebuie să apară declarația. Vedem dacă i-a dat banii. Și dacă nu i-a dat banii, ce faci, domnule, nu-i dai banii omului? Dacă i-a dat banii, ce faci, domnule, din ce i-a dat banii omului? E foarte interesant, o să urmărim. Dar, domnul... S-a ridicat plafonul, ca la americani, mi se pare spectacol. Domnule, ar putea să existe această chestiune? Nu, oricum ar fi extraordinar. Da, hai să vedem. Da. Bun. Am promutat domnul Rafila, dincolo de banii pe care are în continuare în conturi. Ce? Am mai avut 435.000 de euro pe care i-am promutat mai multor persoane fizice în nevoie. Că știi cum e. Tu vrei să ieși din casă, te verifici, n-ai 100.000 de euro la tine, n-ai 435.000 de euro la tine. Nu, eu înțeleg situația, pentru că mi-a dat seama că poate că asta explică. Nu știi că îmi zicea la un moment dat, bă, chiar mi-ar trebui și mie 500.000 de euro dacă ai jumătate de milion la tine. Și ți-am zis, păi, dar n-am schimbat. N-am schimbat, n-avei. Dar pe de altă parte, vezi, poate de-aia nici nu răspunde la telefon domnul Rafila când îl sunăm pe probleme care vezi că se greșește, iar mă sună cineva în cere bani. Că pare că omul ăsta se ocupă. Colegii de regie. Pare creditor de meserie. Colegii de regie. Noi când îl sunăm pe domnul Rafila, nu-i dați mesaje înainte? Nu-i vorba de bani? Nu vrem bani, răspundeți. Cum a zis eu, e vorba de respect. Pentru respect, nu pentru bani. Pentru bani, ca profesorii, da. Așa, are acțiuni în valoare de 853.000 de lei.
și a avut venituri din salarii de peste 260.000 de lei. Te văd vizibil emoționat citind aceste cifre rotunde. Număr zerourile de 3 ori. M-am înțeles. E foarte bogat. Și oameni reușiți în viață. Domnul Raftau, păi, dar nu ți-a plăcut nici cartea. Nu ai nicio îndelenicire. Da. Păi dacă erai doctorul Rafila, altfel ar fi stat lucrurile. Și cu toate astea vedeți că își face timp și pentru dumneavoastră să vă conducă un ministerul, nu atât de bogat. Doctorul Rafila da. A făcut averea asta înainte să crească salariile medicilor. Că astea nu sunt în... Păi da, mă, dar au crescut salariile medicilor. Băi, au crescut salariile medicilor. Și are... Nu ne pare că a plouat mult. Trei terenuri. A crescut. Patru, pardon. Patru terenuri. Da. Două case. Mașină Volkswagen. Nu e cum e sunt mașini de teren, așa mi se pare el, un ministru de teren. Domnul Mirela Fila. Pare că are foarte și mult teren. Și acțiuni și... Dar nu știu cum le ține minte pe toate. Mă rog, haideți să vorbim și despre un alt ministru, despre domnul Adrian Veștea. Lumea nu e familiarizată cu Adrian Veștea. Am început să mă familiarizez, le-am văzut în mersul domniei sale, are un mers foarte impunător. L-ați văzut cum a intrat în ședința de guvern, l-am văzut cum a intrat acolo la inaugurarea aeroportului din Brașov, mă rog, o fel de stație de autobuz, pare mai degrabă. Dar domnul Veștea are un mers de ăsta și uite exact postura asta. Păi o să vezi de ce are mersul ăsta. Păi acum încep să înțeleg. Îl trag banii pe spate. Deci domnul Veștea, care a fost președinte al Consiliului Județean Brașov da. Și care a fost primar la Râșnov. Unde? La Râșnov, da. Acolo unde are 1000 de metri pătrați și Rafila. Măi, ceva cu Râșnov ăsta. Hai să ne luăm și noi măcar un metru pătrat, o bucățică de pământ. Dar domnul ăsta deși a făcut nevoile între Râșnov și Bran? Păi, dar n-a ajuns la Râșnov. Trebuia să atât ăla. Nu-i bine, nu între Râșnov și Brașov. Trebuie fix în Râșnov. După a ieșit în Râșnov, nu mai s-a disipat. Domnul Veștea da. A fost primar la Râșnov mult de tot. 3 mandate. Multă lume a crezut că gata. N-are sens să mai dăm banii pe alegeri. Ca să vedem ce, cu ce scor uite cum merge. Conduce. Da, ia, aveți și urmări toată viața mergând pe omul ăsta. Mi se pare că îți dă încredere așa. Știi cum sunt alea white noise, white images, cu domnul Veștea mergând. Mie îmi place, apreciez, deci n-am mai văzut de mult. Da? Dar un mers așa de împățoșat, așa de... Îți oferă nici... siguranță, domne. Deci știi expresia cu spatele drept? El nu, are spatele curbat, dar pe spate lăsat. Adică este ceva... Este într-o dinamică a podului. Mă aștept la un moment dat din mersul ăsta să lase mâinile pe spate și să facă podul. Îți? Haideți, domnul Veștea, că mergeți așa, ziceți că sunteți marchiz. Dar stai, domnule, un pic, noi remarcăm pozitiv. Da, uite și cum scrie. Da, domnule, totul fabulos. Iertați doi muritori care vorbesc despre dumneavoastră. Your lordship. Hai că vreau să-l văd cu Iohannis. Deci nu avei... Ia uite. Fii atent, chiar, dar lecții și lor. Chiar și că Iohannis pare da, vizibil, vizibil intimidat. Uite a dat în cap așa. Oh. Și Iohannis a gândit, ăsta s-ar putea să fie un pic mai... Ia. Da, o să merg, am să dau ok, am să vă onorez guvernul cu prezența mea. Și gândește că aici merge emoționat? Asta e mersul emoționat, așa, toți merg emoționat. Și gândește-te că a venit în capătul rândului. Ultimul era. În finistru mediului. Important! Da. Înainte a fost Anțoș Barna. În spate i-a luat pe toți. Păi el a rugat, puneți-mă ca să merg mai mult. Da, asta, e păcat de mersul. Să-mi pot să-mi valorific mersul, cam asta e ideea. Bun. Am văzut de la Steven Seagal, n-am văzut pe cineva cu un mers care să mă impresioneze în halul acesta. Deci privim admirativ, dacă vă nu sună bun, cineva, bun, vă rog, transmiți domnul Veștea că s-a vorbit admirativ aici ce în legătură spune? Cu mersul domniei sale. Trebuie să-i dăm un mesaj, îi merge cerem bine. Un drept la replică sau o opinie privitoare la mersul său. Eu cu mersul ăsta l-aș fi făcut ministrul transporturilor. Deci, ca să-l văd pe drum tot. Ia uite-l! Stai dumne, că nu-i mersul trenurilor. Și aici vine, da. Ia-l. Ca să trești, să dacă trești. Ne-ar merge și nouă România cum merge domnul Veștea, domnule, ar fi extraordinar. Pune pare că domnul Veștea, în momentele astea, își imaginează că e viitorul președinte al României? El, da, e ceva, sigur că așa cum îți spui... Acum, în mintea lui în felul următor. Băi, ce dracului fac după 10 ani la Cotroceni? Deci, ori la NATO... Ori la Consiliu. Deja își face pasul și imaginează pasul următor. El cred că deja trage sfor să ajungă într-o structură de asta, sau secretar general ONU. Unde să mă duc după 10 ani de ca tehnică, ca tehnică de gestionare a emoțiilor, e livrată treaba asta. Dom'le, te uiți la ceilalți și imaginezi dezbrăcați. Nu? Sau imaginezi la toaletă. Sau ca domne... să poți să îți capeți un soi de încredere de asta personală, să poți să... Asta e, așa se vehiculează. Tehnici de genul ăsta. El se imaginează ca tehnică președinte. Are tehnică de mers de președinte. Se imaginează și eu sunt președinte în România. Pac, pac, uite cum merg. Uite-mă, tu mersul ăsta de gușter
Ce cuște? Nu trebuie să și măi. Gușter, domnule. N-ai termen. În sensul bun al cuvântului. Da, gușter, ca să nu se întreagă. Da. N-ai văzut cum merge gușterul pe două picioare? Aveți imagini cu gușter mergând? Păi, domnule, ce sunteți, o televiziune serioasă sau? Dacă aveți imagini cu gușter mergând. Dacă aveți gușter, da. Și mersul ăsta de gușter nu poate fi fundamentat doar pe imaginație, în sensul în care îi vede pe ăștia dezbrăcați. Domnule, trebuie să-i vadă jupuiți ca să fie atât de ridicul. Dezbrăcați și de piele, dezbrăcați de caracter. De caracter. Să ți se permită mersul ăsta triumfal. Eu îmi dau să-i crei el ca armata română până războiul ăla de independență, domnule. Pare că atacă pe muzică. Deci a mers acolo pe muzica din Star Wars, părea că a intrat. Știi? Bun. Bun, hai potrivit declarației de avere, că da. Să vedeți că nu-i nici vreun sărac. Bine, nu știu dacă mai are sens să citim declarația. V-ați dat seama după mers că nu e... Da. Hați. Bun, cred că i-a pus și 100 de euro lui Claus Iohannis în mapa aia, că el așa e obișnuit. Nu, doamne, că se insinuează aici că ar fi ceva corupție. Nu, în sensul de mulțumit de serviciile oferite. Adică uite-te un pic aici. Dar ăla care merge pe domnul Iohannis înseamnă că nu e gușter. Domnul Zafin, nu e... Nu e, domnule. Să explicați exact ce a spus să faceți. Păi la un moment dat se ridică. Să dați această imagine de apreciere, să construiți, să creonați aprecierea pe care aveți față de mersul acesta, comparând cu un alt mers apreciativ. Domnule, trebuie să-ți să pun într-un cod. Aici doar că la un moment dat e un tip de șopârlă care se ridică și un pic pe două picioare așa și se lasă pe spate. Nu știu dacă e chiar asta. Deci aici chiar vreau să spun că nu seamănă. Nu chiar. Seamănă. Nu, înseamnă că e altă șopârlă. Și termenul de gușter n-a fost potrivit. A fost deloc potrivit. Nu. Dar atunci până la finalul emisiunii trebuie să ne lămurim cum se numește șopârla aia care merge. O mai ia și pe două picioare lăsată pe spate. Există, vă spun, am văzut. Domne, că eu îi ziceam, la mine toate sunt generii gușteri. Așa numesc eu șopârlele. Înțelegi? Cum, de exemplu, îi numesc pe toți ăștia pesediști. Chiar dacă unii înțeleg că-s de la PNL. A nu se trece că domnul Veștea e o șopârlă băgată, că e și această tenta discuției. Domne, e o șopârlă, a băgat o șopârlă în guvern, în sensul că, domne, nu, domne, nu, eu n-am folosit cuvântul șopârlă. Eu am spus guște. Guște, da. Cu respect, pentru a exemplifica mersul care este unul absolut. Deci nu e nimic depreciativ, asta încerc. O să mă până se termine emisiunea asta, aflu cum se numește. Da. Bun. Ființa aia care da. Potrivit declarației de avere, domnul Adrian Veștea are două terenuri agricole de circa 35 de mii. Are două terenuri te agricole. Intimidat și tu să ce doamne? Nu pot să sunt obișnuit cu da. Deci nici n-am, sunt mai mult pe filologie, n-am cu cifre și atât de mult. Deci, două terenuri agricole de circa 35.000 de metri pătrați la Râșnov. Da, ce să facem? Asta e situația. Așa. Da. Mai are încă două da. Terenuri intravilane da. Care însumează 10.000 de metri pătrați, tot la Râșnov. Păi, măi, nici și râzi mai are lumea pe mâmpă Râșnov, pe acolo. Ba, da, uite, că mai are Rafila. Mai are Rafila, 1.420 de metri pătrați. Ăștia sunt... Stai, pardon. Rafila are 1.240 de metri pătrați la Corbean, care are 1.000 de metri pătrați. Cât e zona, domnule, arealul ăla al Râșnovului, ca să înțelegeți noi cât mai sunt și alți oameni acolo? Rugăm pe telespectator să ne trimită scrisori la poșta redacției. Domnule, dumneavoastră mai aveți teren pe la Râșnov, pe acolo? Sau e? Bun. Da. Încă două teren așa. Tot la Râșnov... Tola Râșnov da. Deține și 6.000 de metri pătrați de pădure. Bă, na, dacă are și un luciu de apă, practic are ecosistemul lui. Deci are teren agricol, are teren intravilan, are pădurea lui la Râșnov. Și are, sigur, și această intenție. Și o casă, da. Asta e mai subțire, 570 de metri pătrați. Domnul Zanfit, e vorba de faptul că ai nevoie de spațiu, ai nevoie să alergi, ai nevoie, uite, mersul ăsta nu poți să-l faci. Domnule, mersul ăsta nu poți să-l faci în jumătate de metru pătrat. Este un mers umblat. Ăsta trebuie să ai o casă, să te primi, uite, așa. Nu mergi așa pe două camere. Asta nu e cum. Cum te mergi tu pe două camere așa? Domnule, hai să fii serios, că nu, nu, dar nu poți să mergi așa în două camere. Deci, să ai... Unde mergi tu în 50, în 60 de metri pătrați, unde mergi tu așa? Îți trebuie jumătate de oră să te duci dintr-un capăt în altul. Casa are 570 de metri pătrați și atunci înțeleg mersul ăsta. Că îți trebuie un mers și îți trăiești provizii când te duci într-o cameră. Merge bine, cam asta pare, a spune domnul. Și mai are un fel de cămăruță în Brașov, da. O debara în Brașov de doar 51 de metri pătrați. Aia e așa. În aia doar stă. Ce? Ai și spus, eu nu merg în ea. Că e și vorba, unde stă, domnule? Are și un loc în care stă. Da, stai, are și un loc în care merge și un loc în care stă. Pentru 51 de metri pătrați, credeți-mă, nu o să merg cu mersul ăla deosebit. Bun. De gust. Acestea fiind... Trei mandate de primar în Râșnov, are un Volkswagen Tiguan. Deci Râșnov și Volkswagen nu merg ca la pachet. Mână-mână, da. Și în primăvară a vândut un autoturism pentru 20.000 de lei. L-a dat cu 20.000 de lei,
mai așa cât să... Domnule, 20.000 de lei, autoturism de 20.000 de lei. A vândut un autoturism de 20.000 de lei. Nu, de e ca la animăluțe. Trebuie să dai ceva, că altfel îți moare. Înțeles, și a zis, ia-o de aici. Nu știu, lasă cât ai la tine în buzunar, deci, 20.000 de lei. Top 3 în top 3 guverne. Deci nu te interesează conturile, vă. Doamna Gorghiu, domnul Veștea și l-am zis și pe domnul Rafila. Doamna Gorghiu, domnul Rafila, domnul Veștea. Domnul Veștea în conturi nu e cine știe ce. Da. Are doar 320.000 de lei, 10.000 de euro, 20.000 de dolari, plasamente la trezoreria Râșnov de 60.000 de lei, a câștigat 20.000 de lei din chirii, practic ca și cum ar fi vândut o mașină, și veni... Păi da, ce chirii? Ce chirii? La ce? Ce a închiriat? Păi dacă el a zis că are... pe apartamentul ăla din... L-a închiriat ăla. L-a închiriat, sub demnitatea lui stă în 50. Deci nu stă, închiriază, da. Veniturile din salarii ale familiei se ridică la 240.000 de lei în fiecare an. Și aș vrea să dau și un exemplu... Negativ. Da. Până acum am avut doar exemple pozitive. Oameni, gospodar, mă, că ăsta e termenul, nu găseam termenul, pentru că sunt oameni cărora le merge bine și... Putem să-i familiarizăm cu termenul de gospodari. Și-au drămuit. Și-au drămuit de bine de rău. Mănuțul. Videanul n-a băut, n-a fumat. Bravo, făcea duș pe autostradă. Și ușor, ușor. Da, uite, în Germania. Ajungi dacă te drămuiești un pic și vorba aia. Domnul Rafila e medic, probabil nici dânsul nu fumează. Așa, nu, poate doar o bere când e meci. N-am meci cu Kosovo? M-ar mira. Pentru că pentru meciul cu Kosovo trebuie să fie mai mult decât o bere. Trebuie să dezvoltăm un pic, da. Și să vă spun și oameni care... Deci, pur și simplu nu ne găsim cuvintele. Inexplicabil. Nu. Eu nu pot să accept să trăiesc. Mă simt ca un sclav european. Sclav modern, dar european. Că și cămașa nu e chiar azi. Cămașa nu e. Cam de sclav de la popii. Nu e chiar modernă, dar mă rog. Eu cămașa de un muncitor. Care nu mi-e rușit, e muncă tristă. Care trudește, nu muncește. Care aici am venit suflet și mă duc în construcție. Că mă duc în domeniu. Cresie, faianță, cămașa pătrățe. Bun, domnul, față de matale care n-ai o cămașă pe tine, vii cu tricoul ăla de 3 zile. Hai, domnule, lasă-mă, Doamne, iartă-mă în pace. Mă uit la tine și parcă o văd pe Ligia Deca. Credite, păi da, totuși are credite. Stai că noi am prezentat, acum voiam să vorbim despre oameni săraci. Nu e așa săracă dacă are credite de 800.000 de lei. Păi domnule, credite... Păi ca să ai credite de 800.000 de lei, trebuie cineva să creadă că tu poți returna în 800.000 de lei. Că știi cum sunt băncile. Păi nu, dar asta a explicat deja lui C.K. A explicat, domnule... Celebru analist economic lui C.K. A zis, domnule, băncile îți dau bani doar dacă ai bani. Dacă n-ai bani, nu-ți dau bani. Cam asta e problema. Nu-i seama, asta este o emisiune în care ca să explicăm niște realități. Am ajuns pe la C.K. Am ajuns pe la C.K. Da. Care trebuie să spui, e un comediant american. Veritabil, da. Bun. Americanii, nu? Da. Bun. Deci nu este un sclav modern european. Sau un rus și mai rău. Sau da. Un rus. Da. Cel mai sărac ministru din guvernul Ciolacu este Ligia Deca. Condiția profesor. Ați și văzut-o când a depus jurământul ultima dată, așa că știa așa și ea că e cea mai săracă din guvern. Se explică, da. Acum parcă a mai prins-o, a mai strâns și ea un bănuț și a luat asta cu capul nou. Ridicat, da. Da. Bun. Ea deține împreună cu soțul domniei sale, domnul Mihai Cezar Hârj, un teren intravilan de 661 de metri pătrați în București. Da. Păi stai un pic, că deja mă enervez. Mă, domnul, eu citesc acum un material publicat de jurnaliștii de la G4 Media. Care dintre voi l-a scris? Roxana Garaiman. Doamna Roxana Garaiman de la G4 Media. Dom'le, trebuie să, înainte de tot să ne punem de acord asupra termenului de sărac. Cel mai sărac ministru Ligia Deca. Și ascultă-mă puțin. Deține împreună cu soțul teren intravilan 661 de metri pătrați în București. O sărăcie de teren, domnule. Lasă-mă o amărt. Deja mă gândeam, zic, gradule, tu mai ai vreun ban pe card, să mergem să-i lăsăm doamnei ministru acolo, pentru doamna Deca. Că se zbate pentru noi acolo la minister. Mă duceam aici la simigerie să iau un covric, să-i îl duc. Vine, poate vine doamna Deca. Păi nu iasă. Păi pentru luni. E, crezi că face nazul și un pic uscat? Îl încălzește un pic, dar acolo. Dar mănânc, face un pic în apiță și îl bage în rost pe gingii acolo. Ai ceva în stomac. Și vă trezesc aici în avere. 661 de metri pătrați în București. Unde aveți, domnule, 661 de metri pătrați în București? Da, domnule, dar e un teren care... Cumpărat în 2020, că m-am gândit, zic, poate l-o avea de mostră. Am vechis, dar... Nu, 2020. Poate, bă, ceva nou, da. O casă de locuit, tot în București, casă de locuit în București, cumpărată în 2020, un apartament de 107 metri pătrați, tot în București, și două mașini.
Și două mașini, că una... Mașini străine! Domnul Zafi, una probabil pe motorină, alta pe benzină. Dacă se scumpește, ne-a explicat, domnul, revitalizăm. Explicația. Ne-a explicat fostul ministru al finanțelor. Uite aici ce este, domnul, amărâtă, vai de capul, sărăcuța, n-are decât 661 de metri pătrați în București, o casă de locuit în București, un apartament de 107 metri pătrați în București, două mașini străine! Domnul, eu aveam obicei, mai făceam interviuri cu oamenii ăștia reușiți în viață, cu milionarii din România, pe vremea când făceam interviuri, domnul, întrebam, există un moment în care ești suficient de bogat și mi se, uite, Ilan Șvarță mi-a explicat, domnule, problema e că tu te compari cu ceilalți de lângă tine, din jurul tău, cu oamenii cu care ești în context și sigur că dacă îți vine unul care are un avion, te simți un pic mai și vrei să, cumva, vrei să evoluezi pe zona asta financiară. Sigur că dânsa se simte într-un fel de modestie financiară lângă domnul Veștea. Dar să vedem unde stă la masa guvernului. Mă uitam acum, aruncam o privire, că domnul Veștea stă lângă domnul Rafila, din Râșnov, de acolo amândoi din localitate. Și doamna Firea, vă spun sincer, și dânsa, dacă intrăm și pe averea dânsei, nu mai terminăm până mâine și avem treabă. Da, da, domnule Buzian. Că și dânsa e o reușită financiară. E păcat să... Stați că am găsit... Ați găsit ceva, ați dat un fir. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nici nu știu că să spun. Domnule, e privirea aia care îmi semnalează faptul că trebuie neapărat să zici. Și că și dacă zic că să nu zici, o vei zice oricum. Nu e bine. E ca naiba. Bine, probabil n-ai nicio legătură și îmi fac eu tot felul de... De gânduri. Eu îți zic. Are în Râșnov. Nu, asta era așa, de, ce are și în Râșnov. Deci, fiind, soțul Ligiei Deca... Liniște un pic, vă rog frumos, liniște și la noastră. E o guriță, da. Te rog frumos, adună-te un pic. Soțul Ligiei Deca lucrează la o instituție din subordinea ministerului pe care ea îl conduce, cel al educației. Mare asta, până la urmă, a explicat și domnul Udaia. Dom'le, dacă pentru ai noștri. Nu, poate lucra dinainte. A lucrat înainte, nu, da. Nu oricum, face. Lucrează la unitatea executivă pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării. Și asta, până la urmă, da, unitatea. Zici, unitatea sună destul de pretențios, ca să nu zic suspect. Pretențios. Da, corect, n-are niciun fel de treabă. Doar că văzusem o știre din 27 ianuarie 2023. Care zice? Zice, premierul Nicolae Ciucă a câștigat procesul prin care a cerut suspendarea analizei tezei de doctorat. După ce ministerul... Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării a depus recursul tardiv. Cum le așează Dumnezeu. Să facem o scurtă recapitulare. E o simplă coincidență, să zicem, că nu e la... Hai să mai reiterăm un pic coincidența asta petrecută în viețile noastre. Și doamna Deca are un soț. Nu, doamna Deca este ministrul educației. E ministrul educației. Provenită de la Cotroceni. De unde provine și domnul Ciucă, tot de la Cotroceni. Mă rog, provine. Bă, trebuie să spunem. Să zicem că s-a bucurat de simpatie. E ceva al cotrocenilor, da. Da. Bun. Doamna Deca ajunge ministrul educației. Soțul doamnei Deca lucrează la o instituție subordonată Ministerului Educației. Șeful doamnei Deca, prim-ministru la acea dată, Ciucă, câștigă un proces pentru că instituția la care sau în care lucrează soțul ministrului educației depune recursul tardiv. Mă rog. Asta e o vedere. Nu știu de ce. Nici nu știu de ce am mai spus. Da, pe asta mă gândeam. Deci potrivit declarației de avere, soțul a câștigat aproximativ 6.100 de lei pe lună, încă 30.800 de lei de la o firmă din Baia Mare specializată în soluție de dezvoltare software pentru mediul guvernamental și cel de business. Dar și cel guvernamental. Da. Cu ambele a încheiat contracte individuale de muncă, a mai încasat 50.000 de lei din 3 contracte civile de consultanță. Ligia Deca a încasat anul trecut peste 150.000 de lei ca consilier prezidențial, cadru didactic social la SNSP a mai luat și dacă o niște bani. Împreună în conturi au 75.000 de lei, 55.000 de euro și credite de peste 800.000 de lei și aproape 6.000 de euro, unele având scadența tocmai în 2045. Asta înseamnă că și România e împrumutată la un nivel impresionant, până la urmă, normal că și, și miniștrii să fie în aceeași situație. Da. Îi spunem bună seara domnului profesor Bogdan Glăvan, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Glăvan! Domnul Glăvan, vreau să vă consultăm într-o privință, pentru că l-am ascultat pe domnul Marcel Ciolacu venind cu un plan de viață pentru următoarea perioadă și nu e o perioadă foarte îndelungată, până la alegerile următoare.
Și alegerile următoare sunt la anul. Deci, practic, într-un an de zile, el a venit cu această idee și de mult vreau să vă consult, să vă întreb cum vi se pare ideea asta a trecerii României în zona euro. Adică domnului Ciolacu să nu-i mai iasă din buzunare lei, cum am văzut în imaginile care l-au făcut celebru, să iasă euro. Cum vi se pare ideea asta? Of, ca ideea cu Moș Crăciun pentru adulți. Da. Despre aderarea la euro s-a vorbit din timpuri străvechi. Și chiar era fezabilă prin 2014-2015, când România îndeplinea toate criteriile. Dar și înainte, și la vremea respectivă, când România îndeplinea criteriile, ai noștri economiști din diverse unități, cum a zis dumneavoastră mai devreme, au zis, domnule, nu se poate să aderăm la euro, totuși că nu suntem pregătiți. Au inventat un nou criteriu românesc, așa, original, cu convergența reală. Și au zis, chiar dacă România îndeplinește toate criteriile din tratat și poate adera la euro, totuși nu îndeplinim convergența reală, adică suntem un pic prea săraci în comparație cu Germania, Franța și Olanda, și atunci să nu aderăm la euro. Acum să aderăm la euro mai încolo, când o să fim mai bogați. Deși, desigur, întrebarea care se punea imediat era, dar de ce să mai aderăm la euro dacă ajungem la fel de bogați ca nemții sau ca elvețieni? Cert este că, în prezent, România nu mai are cum să adere la euro în anul care vine. Așa. Da, ca perspectivă. Nici pomeneală, este ca aia cu Moș Crăciun pentru adulți. Nu are cum, pentru că procesul în sine durează chiar din momentul în care îndeplinim criteriile. Adică și dacă ne-am apucat acum să procedura, bănuiesc că n-ar fi suficient un an până la alegerile. Exact, alegerile. Presupunând că am îndeplinit criteriile, ceea ce noi suntem departe să le îndeplinim, adică nu o să le îndeplinim nici la anul, nici la peste 2 ani o să le îndeplinim, zic eu. De atunci încolo s-ar deschide procedura, care ar mai dura și aia vreo 2 ani. Deci știți cum este, poate o să vedem totuși reactoarele alea de la Doicești în funcțiune până mai repede la euro. Da, mai. Deci e o promisiune pe care o formulăm, mi s-a părut o treabă serioasă, adică trecerea la moneda euro, mi se pare o chestiune vehiculată și mi se pare o treabă serioasă, nu poți să te joci cu așa ceva, să vii să spui că ai planul, dacă ai luat în calcul guvernul ca fiind ceva credibil, adică dacă te gândești că ce spun și cam încearcă să facă. Dar tu de ce pornești de la... Aici e, de la premisa de prezumția de vinovăție, care și face ce spune. Adică până la urmă nu dau seama care a fost noima acestei promisiuni, care este evident ceva greu realizabil. Și aș mai pune o întrebare, domnule Glăvan, dacă să presupunem că am îndeplinit, doamne iartă-mă, criteriile astea, dacă am ajuns, e ceva ce ne profită, adică e ceva ce ne este util să fim, să avem moneda euro, să fim în zona aceasta? Păi ne uităm la țările din jurul nostru. Eu zic că da, pe scurt, ne uităm la chiar și la Croația, care a intrat și în Schengen înaintea noastră. Și în euro, ne uităm și la bulgari, dacă ne uităm la dobânzile care sunt acum în Bulgaria, vedem că sunt mai mici decât în România. Dacă ne uităm la inflația care e acum în Bulgaria, vedem că ea scade mai rapid decât în România. Adică zona euro funcționează ca o ancoră de stabilitate, disciplinează politicile bugetare și monetare. Deci nu mai pot politicienii să bată câmpii cu tot soiul de scheme. Ați văzut scheme peste scheme peste scheme. Adică acum ne curg schemele de ajutoare. Brusc am descoperit că sunt bani la buget. Brusc. Din prima zi de mandat am descoperit că sunt bani la buget și urmează un val de scheme. E, treaba asta nu există în Bulgaria și atunci în Bulgaria, ca să afle cei care se uită la noi, luna trecută a fost chiar deflație. Deci prețurile au scăzut. Foarte puțin, e adevărat, dar au scăzut. Ori în România noi n-am ajuns încă să experimentăm așa ceva, să scadă prețurile. În schimb, patriotismul economic pare ceva perfect realizabil anul următor, adică în parcursul ăsta al anului. O, da, patriotismul aici stăm bine. Avem un avantaj comparativ la patriotism. Ni se umflă în noi. Suntem foarte plini de patriotism și atunci, da, cred că o să fim campioni Europei la patriotism economic. Dar este și campion la patriotism. Da. Păi, eu zic că destul am fost sclavii moderne. V-a plăcut asta cu sclavii moderne Europei? Eu tot întreb așa, fac și eu un studiu sociologic, să văd lumea ce părere, să știți că reacțiile au fost mixte. Unii au zis, păi,
De ce credeți că suntem moderni? Ce vă face să spuneți că am fi moderni? Este avantajos pentru politicieni să preia un, nu un refren, i-a spune, ci chiar o constatare la modă, modernă. Da, în România avem de-a face cu cetățeni de rangul 1 și cetățeni de rangul 2. Și am mai vorbit despre asta, că în țara asta mulți nu plătesc taxe, sunt exceptați de taxe, alții plătesc taxe. În țara asta unii ies la pensie la 45 de ani cu pensie egală cu salariu și alții muncesc de nu se văd și ies cu 40%. Deci sunt tot felul de privilegiați și de iobaci. E, și pe acest fundal, sigur că a apărut ideea asta că suntem cumva și iobagii, noi cu toții suntem și iobagii europei. Acum eu mă îndoiesc că pensionarul special din România e iobagul cuiva, e chiar și al nemților. Nu cred că e iobagul nemților. Nu cred. Sau mă îndoiesc că cel care nu plătește nici impozit, nici CSS, da, în România este iobagul francezilor. Nu cred nici chestia asta, că e neverosimil. Deci da, n-are sens. Așa cum o prezentați, da, nu se leagă. Avem mai degrabă o problemă cu baronii noștri. Cu baronii noștri. Aici ar trebui să lucrăm un pic, să le mai luăm privilegiile. Să mai rărim un pic din privilegii. Să știți că mulți au plecat. Mulți au plecat. Dezamăgiți de România, unii baroni locale au plecat. Mă uitam și la domnul Arsene, da. Domnul Arsene era baron de Neamț, PSD. Nu știu ce am făcut, poate am zis noi ceva, s-a supărat, a plecat, acum e baron în Italia. El poate fi oriunde baron. Adică sunt mulți baroni care au decis la un moment dat să plece într-un exil. Nu s-au mai regăsit aici. Au zis, dom'le, nu pot să fiu cetățean de mâna a doua în România. Să fiu cetățean pușcăriaș în România. Da. Și citeam o declarație a doamnei Alina Goriu, care, pe de-o parte, explica de ce nu ne sunt trimiși. Nimeni nu o să ne trimit acasă. Ministrul Justiției și spune, nu avem condiții în penitenciar. Eu am mai auzit discuția asta despre grădinile zoologice. Dom'le, n-are sens, că nu sunt condiții, că chinuim animalele, știi? Acum văd că nu mai găsește scuze pentru Italia, pentru Grecia, pentru țări care nu ne mai trimit condamnări. Nu au cum să ții. N-avem condiții. Ne explica așa atitudinea italiană. Dom'le, normal că nu-ți trimit. De ce? Da. Păi, unde să-i ții? Tu ai loc să-i ții? Uite, poate să-i țină domnul Veștea. De la Brașov, un țarc la Râșnov, care are acolo pământ, are și pădure, are, poate să stea, să alerge Arsene pe acolo liniștit. Noi am lăudat un pic pe miniștri ăștia, domnule Grăvan. Să știți că o duc bine. Avem miniștri. Că v-am auzit că nu se trăiește bine în România. Spuneți-i că nu se trăiește bine în România domnului Veștea. Rafila. Domnului Veștea sau chiar doamnei Alina Gorghiu. Sunt păreri împărțite, da. Aș vrea să vă completez un pic cu baronii care, din păcate, ne părăsesc patria. Un pic lipsit de patriotism, dar asta este. Partea proastă cu ei, cu plecarea lor, este că ei nici măcar nu trimit ceva înapoi în țară. Pentru că oamenii simpli, căpșunarii sau intelectualii care au plecat din România, ei măcar trimit niște remitențe în țară și vreo 5 miliarde de euro anual, banii din diaspora. Dar baronii ăștia, odată ce pleacă, ei nici nu trimit nimic. Adică vă dați seama ce pagubă pe țărișoara noastră. Să ne fugă valorile. Și pleacă cu bani, vă dați seama, cheltuie pe acolo. Bun, mulțumim pentru intervenție, domnule Bogdan Grăvan, profesor de economie, lămurindu-ne în privința acestei treceri la euro și trebuie să ne lămurești și tu, domnul Zanfir, în legătură cu o problemă pe care ai semnalat-o. Dacă vrei, acum sau după pauză. Nu, chiar acum și apoi mergem în pauză. Și vrei seara cum mergem în pauză? Uite așa, o luăm noi ușurel către pauză, vă rog frumos. Imaginile. Ai vrut să semnalezi comparația? Da, păi nu, a fost înțeles greșit și eu cred că imaginile vorbesc de la sine. Ce aveți, domnul Zanfir, acolo? Că nu cineva vorbim. Care se duce să depună jurământul. Se merge la depunerea jurământului. Și uite așa am luat-o și noi către pauză, revenim în câteva momente. Gata, ne-am întors în direct. Trebuie să menționăm această încheiere fulminantă de mandat pentru domnul Lucian Bode și văd că astăzi vine o știre care semnalează, practic, îi pune așa niște... împachetează, practic, acest mandat festiv al domnului Bode. Vine un raport foarte dur al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind traficul de persoane din România. Și remarcă în acest raport cei de la Departamentul de Stat niște chestiuni pe care, sigur, te uiți la domnul Bode și te gândești... Asta este o informație. Asta este o informație pe care nu o veți vedea. Nu prea veți vedea la televiziuni de știri din România.
Da? Nu se va vorbi. Cum nu s-a vorbit nici de doctoratul lui Bode, cum nu s-a vorbit nici despre achiziția de BMW-uri, cum nu s-a vorbit nici despre eșecul aderării la Schengen prin prisma negocierilor prost purtate de el, haideți să vedem dacă și americanii sunt parte într-o acțiune de compromitere a nevinovatului doctor Bode. Haideți să vedem dacă va face plângere la CNA domnul doctor Lucică Bode și împotriva Departamentului de Stat american. Care remarcă niște lucruri care favorizează acest trafic de persoane. Noi avem o problemă cu traficul de persoane, da? Nu doar mare, noi doi personal mare. Avem noi. O problemă cu el și că, noi avem. Că există. Noi avem o problemă că există. Dar România are o problemă cu fenomenul în sensul în care nu-l poate ține sub control. Traficul de persoane în România... Poate. Nu că nu-l poate ține sub control, îl încurajează aproape prin tot felul de metode. România tradițional nu poate ține sub control problema traficului de persoane. Da. Guvernul ăsta, potrivit Departamentului de Stat American, Ministerului de Externe al Americii, așa, al Statelor Unite, domne, l-a încurajat a redus, de persoane. Citez, a redus. Citează din american. Din american cităm. Așa, deci din american. Atenție, deci la CNA. Cităm din Departamentul de Stat al SUA. Care constată faptul că guvernul a redus eforturile de aplicare a legii. Și în egală măsură... Mai mult decât atât. Instanțele au schimbat metoda de calculare a termenului de prescripție, ceea ce a dus la nepedepsirea inculpaților. Păi dar nu instanțele au schimbat, domne, metodele. Păi nu instanțele. Instanțele au pus în aplicare noile legi. Da? De-aia au scăpat inculpații. Și există o posibilă complicitate oficială în infracțiunile de trafic de persoane în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări. Opa, și cine din subordinea acolo? Ministerului de Interne. Nu știu, tu știi ceva că ar fi cineva? Eu mi-aduc aminte că era un om despre care am vorbit acolo la Imigrări, dacă nu care cumva domnul acela văzut, remarcat, jucând pe soliter la o conferință, fiind tare tot pe soliter, adică era, făcea performanță, performa pe soliter în zona asta. Deci sunt tot felul de lucruri pe care le semnalează acest raport, care ne pune într-o situație derizorie în legătură cu această problemă majoră pe care o avem când vorbim de securizarea granițelor, când vorbim de lucrurile astea, dom'le, au ăștia ceva cu noi, au zis, nu zic că n-au. Jurnalista Emilia Șercan relatează, de exemplu, cum Lucian Bode, ministru de interne, și-a pus fostul coleg de bancă din liceu, șef tocmai la Inspectoratul General pentru Imigrări. Cum? Tocmai la Inspectoratul General pentru Imigrări? Marius Florin Mihăilă, despre care jurnaliștii de la ziariștii.com, am fi putut să zicem ziariștii de la ziariștii.com, da, susțin că ar fi parvenit în cele mai înalte funcții de conducere al Ministerului de Interne pe relația prieteniei cu doctorul Bode. Da? Povestea sa e năucitoare. Emilia Șercan scrie cum în 2020 Bode a insistat la colegul de partid Marcel Vela, pe atunci ministru de interne, să-l pună pe fostul său coleg de bancă rector la Academia de Poliție. Mihăil a fost numit ilegal în funcție, Vela l-a destituit după doar 6 zile, când s-a aflat că promovarea nu avea bază legală. Tot ilegal, pare se, Mihăil a fost numit la conducerea Inspectoratului de Poliție Sălaj, județul de origine al lui Bode. Da? După care a ajuns șef de cabinet la Bode, l-a schimbat pentru că a făcut niște probleme, pare se, l-a promovat chestor, mă rog, cu decret prezidențial, că altfel nu se poate, apoi l-a pus șef la Inspectoratul General de Imigrări, instituția acuzată de Departamentul de Stat al SUA că ar avea o complicitate cu cei care practică traficul de ființe. Interesant. Interesantă încheierea acestui mandat și interesantă și această observație în care ne aflăm. Tot foarte puțin timp să schimbăm un pic registru. Jucăm diseară, avem meci, echipa națională a României are meci, nu avem noi personal, ci echipa națională are meci cu Kosovo. E o situație delicată pe care o parcurgem, pentru că noi românii nu recunoaștem acest stat, noi românii și jumătate din lumea din lume nu recunoaște acest stat. Îi spunem bună seara, Răzvan Munteanu, analist de politică externă. Bună seara. E o situație complicată. Noi jucăm cu o țară care oficial nu există? Jucăm cu o țară pe care România nu o recunoaște oficial. Care pentru noi nu există, pentru statul român. Care pentru noi nu există, cel puțin în momentul de față. Totuși trebuie să recunoaștem că UEFA încearcă să se delimiteze de viziunile politice, motiv pentru care atât timp cât un stat este acreditat de către Forumul Internațional de Fotbal, Federația Română de Fotbal trebuie să se spună regulilor.
Totuși, așa, ca o mică paranteză, este o situație tipică pentru România. Evident, comparația ar fi puțin exagerată, dar totuși, noi am jucat cu Turcia, primul meci al național de fotbal a Turciei a fost în data de 26 octombrie în 1923 și de-abia 3 zile mai târziu Turcia a fost proclamată republică. Deci ulterior. Așa că România are astfel de experiențe. Mai ales că trebuie să înțelegem că este și o presiune politică și geopolitică la nivelul Uniunii Europene și a NATO față de statele care nu au recunoscut până în momentul de față Kosovo. Sunt negocieri recunoscute pe care le poartă Franța împreună cu Germania pentru ca Serbia să recunoască, să fie primul stat din cele care nu recunosc Kosovo, ca să recunoască Kosovo și regimul de la Priștina, într-un context în care se dorește aderarea statului kosovar la Uniunea Europeană și la NATO. Motiv pentru care, evident, dacă gândim din punct de vedere geopolitic, România ar avea tot interesul ca Balcanii să se poată stabiliza și nu ar fi exclus ca pe termen mediu și lung România să ajungă să recunoască din punct de vedere politic statul kosovar. Și practic e o formă de presiune pentru a recunoaște statul Kosovo existența acestui meci. Nu neapărat. Sau existența națională e Kosovo în meciurile acestea. Da, a putea juca și contra Transnistria un meci la o adică. Transnistria nu are statutul internațional pe care îl are Kosovo. Că e recunoscut de alte țări. Exact. Asta este un stat de facto, practic, dar la nivelul Uniunii Europene sunt doar 5 sau 6 state, dacă nu mă înșel, care nu recunosc. Da, între care Spania, da, care nu recunosc chiar. Grecia. Au motivele lor proprii. În cazul României, în 2015, n-am exprimat punctul de vedere, tocmai făcând o comparație cu Transnistria, motiv pentru care, recunoscând Bucureștiul statutul special al Transnistriei, evident, s-ar fi creat un precedent prin recunoașterea statului Kosovo. Răzvan Muntanu, mulțumim tare mult pentru detalii, trebuie să închidem aici emisiunea. O să revenim cu subiectul ăsta când lucrurile se vor mai tensiona. Să aveți o România bună în continuare și hai România, nu? Hai România, ne vedem luni la ora 18, weekend plăcut. Hai România, cum se zice, nu?